plângea atât de mult. Simțeam asta prin toți porii. Încât îmi era rușină de ea. O simțeam ca pe o apăsare. Aveam de-abia vreo 4 ani, dar orice îmi spunea, ascultam cu sfințenie. Iar când făceam vreo boacană și mă dojeneam, îmi lăsam privirea în pământ, sfârșiat de vinovăție. Uneori mă simțeam obosit. Îmi doream să dispară, să pot face tot ce vreau, fără să mă mai simt vinovat, fără să mai simt rușine, fără să mai fiu obligat să fac ce-i bine. Nu simțeam dragoste și mulțumire în momentele alea. Cât de mic eram, mă simțeam sufocat. Apoi ea a plecat și nu s-a mai întors niciodată. Iar vinovăția pe care o simțeam era de 10 ori mai mare decât fusese înainte. Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Invitatul meu este Cosmin Perța, care revine la Transilvania Culturală ca să nu se aleagă praful de toate. E un motiv foarte bun. Felicitări! E o carte pe care mărturisesc că am citit-o dintr-una. Nu m-am oprit. Și nu doar pentru că e scrisă cu litere mari și cu distanță între rânduri, dar chiar m-a prins. Și am mai regăsit o chestiune despre care noi am povestit. Cred că eram la Dinescu pe malul Dunării și mi-a zis o întâmplare cu ambulanța pe care am regăsit-o în carte și mi-a plăcut foarte mult. E un roman violent, o să spun asta, dar care te prinde și cumva m-am și speriat, ca și la filmele cu criminali în serie, când empatizez prea mult cu criminalul, la un moment dat puteam să fiu de acord cu omul tău și cu alegerile lui. Cum s-a născut și cum l-ai construit? S-a născut dintr-o, cum să-i zic, o sumă de întâmplări din mai multe personaje reale pe care le-am văzut, cunoscut. Și cumva din toate aceste fragmente le-am pus cap la cap și am creat acest personaj. El e un pretext pentru a discuta de fapt despre o altfel de lume, o lume pe care am lăsat-o în urmă, o lume a violenței, o lume a micilor, știu eu, scheme financiare, a modurilor în care se pot face bani. E momentul în care cumva se formează mafia, anii 90, imediat după Revoluție, când în toată România era un fel de mare și frumos Wild West. Numai că în părțile mai izolate ale țării, bineînțeles că mari infractori deja începeau să-și pună primele baze în orașele mari. Însă, fenomenul acesta infracțional începea să se dezvolte și în periferii, în margini. Și acest personaj este unul care reprezintă periferia. E un personaj care are o istorie dificilă în spate. Nu i-aș spune chiar tragică, pentru că până la urmă povestea lui este povestea multora. Și așa, istoria tragică i-ar fi o condiție a vieții în România în acea perioadă. Dar este o istorie, o poveste dificilă, complicată, dureroasă în spatele său. Și el cumva, căpătându-și independența foarte devreme, trebuie să ia anumite decizii. Și până la urmă m-am jucat cu acest paradox al unui om care ar vrea să facă bine, dar care până la urmă nu reușește să facă decât rău. Condiționat fiind cumva de contextul social, economic, uman în care se află. Experiență dureroasă pentru cine? Că Samson nu simte durerea. Da, nu simte durerea fizic. Însă și aici el nu simte durerea fizică, în schimb durerea psihică e copleșitoare. Pentru că sunt mai multe tipuri de durere. El e un bărbat extraordinar de puternic și pe lângă că e puternic nu simte durere fizică, ceea ce îl transformă într-un fel de semi-supererou. Tocmai pentru că are niște aturi, niște atribute fizice care îl fac superior celorlalți. În schimb, durerea aceasta fizică pe care nu o simte se transferă în plan emoțional. Și, de fapt, toată această nebunie, toată această parte de acțiune a cărții
este urmare a unor tulburări emoționale, psihice, pe care personajul le întâlnește în parcursul său. Samson ne duce cu gândul la personajul biblic. Al tău nu are un punct în călcâi al lui Ahile. Ba da, are un călcâi al lui Ahile și călcâiul acesta lui Ahile este dragostea la el. E un tânăr care vrea să fie iubit, pentru că își caută o persoană care să-l iubească, să-l adore, așa cum în copilărie fusese adorat și iubit de către mama sa. Și până la urmă, declinul său și deciziile proaste pe care le va lua vor fi urmare a proiecției acestei iubiri înspre o persoană care nu știm cât bine îi va face până la urmă. Vom vedea până la capăt. Cât de mult ai folosit din experiența ta? Culmea e că suntem amândoi din Maramureș și iubim locurile acelea, dar eu stau la Cluj și tu la București. E un paradox pe care nu o să-l rezolvăm ușor. Da. Cred că, nu știu, n-am stat să calculez, dar așa aș putea Există. Să zic. Există, da. Aș zice că undeva la vreo 30% din lucrurile din carte vin dintr-o experiență directă, în sensul în care sunt scene, acțiuni, întâmplări la care am asistat direct, implicat sau neimplicat, sau sunt lucruri pe care le-am auzit povestite de la alții foarte apropiați. Prin urmare, partea de ficțiune este uriașă, e foarte importantă acolo, însă există și niște, ca să le spun așa, niște cadre care pornesc dintr-o experiență directă. Dar chiar și partea de ficțiune, pentru mine, cunoscând locurile și oamenii de acolo, e foarte plauzibilă. Da, este. Adică pentru contextul respectiv, așa am gândit să fie totul plauzibil. Deși mă gândesc că pentru cineva născut după anii 2000, sunt foarte multe lucruri care ar putea părea neplauzibile, exagerate, însă lumea de atunci așa era, așa funcționa după aceste principii. Mă gândeam, dacă am fi la o emisiune de Can-Can, să-ți aduc un personaj aproape, pentru că ai unul și din Cluj. Da. Cum l-ai inclus în poveste? Era unul dintre cele mai celebre personaje în perioada respectivă. Și nu prea aveam cum să-l ocolesc, pentru că era un personaj fascinant, total nebun. Nici nu mai știu ce s-a întâmplat cu personajul real până la urmă, dar nici nu este important. Importantă este imaginea pe care o avea în epocă. Și am pornit de la imaginea aceasta pentru a, știu eu, a reamintit pur și simplu, nu știu dacă neapărat o legendă urbană, pentru că a fost mai mult decât o legendă urbană, a fost un infractor periculos și adevărat, real, pe care îl uităm. Numai că acest gore, că despre el este vorba, avea ceva, cum să spun, ceva straniu, și pe cât era de violent și de monstruos într-un fel, pe atât era de atractiv. E ca pasiunea aceea pe care mulți o dezvoltă pentru criminali în serie, pasiunea pentru Terentă, de exemplu, la noi, sau pentru tot felul de personaje din acestea, care cumva impresionează și atrag tocmai prin monstruozitatea lor, prin faptul că vin dintr-o zonă care pare non-umană, diferită de ceea ce ne definește ca ființe umane. Ori puterea aceasta de a te comporta inuman până la urmă este deosebit de atractivă. Numai că e o atracție fatală. E ca atracția pe care o are musca pentru pânza de păianjen. Suntem atrași de astfel de personaje monstruoase, însă cred că ar fi bine să nu ne apropiem prea mult. Tu cum lucrezi cu zona asta? Pentru că, povestind acum, mă gândesc și la un roman anterior în care a avut o scenă îngrozitor de violentă, greu de dus. Cât de ușor și cât de greu e această provocare să intri în zona asta și să descrii? E complicat, doar că eu mereu, aș zice că zona din care vine această carte, din care vine dispariția,
Sunt niște zone de neorealism, le-aș spune, în care încerc să am o perspectivă cât se poate de naturalistă, cât se poate de corectă asupra realității înconjurătoare. O realitate înconjurătoare are niște zone de cruzime foarte puternice, pe care de multe ori le ocolim. Le ocolim pentru că le negăm de cele mai multe ori. Refuzăm să le vedem, refuzăm să luăm cunoștință de ele. Ori eu încerc să reprezint și aceste zone ale cruzimii realității înconjurătoare. Și dacă în cărțile de dinainte mizam pe un tip de fantastic care era amestecat cu zona aceasta de realism, în aceste ultime două cărți am păstrat influențele fantastice, dar e un tip de fantastic foarte discret, foarte, cum să spun, la limita realității, care poate uneori să ofere o opțiune, însă nu transformă realul. Nu transformă realul nici într-un bâlci, nici într-o feerie. Pur și simplu este o inserție foarte fină, care uneori poate să îți dea o altă opțiune. Mizez pe tipul acesta de scene mai tari, mai crude uneori, în primul și în primul rând pentru a atrage atenția, pentru a îi oferi cititorului un cârlig, și în al doilea rând, tocmai pentru că mi se pare că violența are o capacitate de provocare a empatiei pe care ar trebui să o folosim în literatură. Mărturisesc că mă gândeam la alegerile pe care le face personajul tău, Samson, și pot să le înțeleg și să empatizez cu ele. Și m-a dus cu gândul în două locuri. Odată la tragedia greacă și la lucrurile implacabile care se întâmplă acolo, și am mai întâlnit personaje de genul acesta la Marchizul de Sade, unde tot așa, mânat de intenții bune, personajele fac incredibile orori. Tu cum l-ai construit și cum te-ai dus cu el? Pentru că mi se pare o linie foarte fină. Pe copertă spune cineva că e situat la granița subțire dintre anti-erou și super-erou. Tu ai spus foarte frumos un semi-super-erou. Da, am vrut să imprim cumva dimensiunea aceasta tragică. Și o să vezi că în carte sunt niște referințe. Sunt destul de spălate, nu-ți sar în ochi. Însă și la început, el începe cu numele meu este Samson, pe urmă se face referire la Ahab, se face referire la Balena Albă, nu știu ce, cartea pe care o citea mama lui. Referințele acestea nu sunt gratuite, pentru că eu l-am imaginat pe acest Samson ca pe un soi de Ahab, care cumva purtat de nebunie, urmărește o balenă albă. Balena albă în cazul lui este plecarea în Germania și tot ce face este pentru a aduna suficiente mărci încât să poată să treacă granița. Ei, și în acest drum, care este un drum violent, dur, în care personajul se transformă, evoluează și în care face foarte mult rău în jur, dar totodată face și mult bine, paradoxal, se releva această dimensiune tragică a existenței sale. Și el e un personaj care, la un moment dat, își dă seama că, indiferent de opțiunile sale, indiferent de alegerile pe care le-ar face, cumva lucrurile sunt jucate la un nivel mult mai înalt și până la urmă ceea ce este sortit se va întâmpla și de aici până la urmă tragismul, dar implacabilul de care vorbeai. Pentru că Samson realizează că decizia sa de a deveni un om mai bun și de a se schimba este futilă într-un context în care cumva zarurile au fost deja aruncate. Și contextul acesta descrie foarte bine și o istorie post-decembristă. Da. Am încercat să fac asta, un soi de radiografie în fundal, în care apar personaje, apar mecanisme de putere,
apar tot soiul de gânduri și manifestări economice, într-un fel sau altul, dar care construiesc, reconstruiesc, la fel și în, și în dispariție am încercat același lucru, reconstruiesc un anumit tip de mentalitate, în primul rând. Un fel în care oamenii gândeau, un fel în care oamenii acționau și care spune foarte multe despre societatea noastră, despre felul în care am trecut prin acea oribilă dictu tranziție, care nu se mai termina niciodată și care a constituit justificarea, dacă vrei, pentru unele dintre cele mai, știu eu, mai dureroase și unele dintre cele mai dure furturi. Și vorbesc nu doar de furt economic, vorbesc și de furt de identitate, vorbesc și de furt de, cum să-i spun, de condiție umană, aș zice. Ne-au furat viața. O societate care nu-ți permite, nu să te dezvolți, nu-ți permite să ai o identitate. Ești doar un mecanism într-un sistem pe care nu ai cum să-l controlezi. Cât s-a schimbat de atunci? S-au schimbat foarte multe lucruri. S-au schimbat încet, cred, dar constant. Și cred că drumul acesta, deși lent și anevoios, deja are niște roade. Suntem, cred că, o societate mai echilibrată, deși avem în continuare mari probleme cu corupția, cu grupurile infracționale, avem în continuare și mafioți și foarte mulți oameni care sunt în poziții de putere fără nicio altă justificare decât, știu eu, faptul că au știut cum să ajungă acolo. Totuși este mult mai bine, este incomparabil mai bine față de ce se întâmpla în anii 90, începutul anilor 2000. E o lume în care, dacă ai discernământ, cred că poți să schimbi lucruri, să faci lucruri și cred că, până la urmă, ăsta este simptomul unei societăți sănătoase în care poți să schimbi lucrurile din jurul tău prin perseverență, prin, știu eu, aglutinarea mai multor tipuri de sprijin pe care le poți obține la nivel social. În trecut nu era suficient să te încurajeze cineva sau să te sprijine cineva. Acum cred că lucrurile pot fi mișcate încet. Și cred, poate nu într-un procent enorm, dar avem un pic de predictibilitate. Da. Ceea ce iarăși este un lucru bun. Nu în proză, dar... Exact. Mă gândeam, te-ai gândit vreodată cum ar trăi și cum ar funcționa Samson în prezent? Nu știu, pentru că mă gândesc... Acolo e locul, sunt de acord cu tine. Da, da. Mă gândesc în continuare dacă Samson mai merită o carte sau nu. Și dacă va mai avea o carte, aceea va fi în prezent. Și încă nu știu, nu i-am descâlcit destinul, trebuie să mă mai gândesc la asta. Samson în prezent ar fi un om, cred că ar fi un om distrus, un om absent, un om șters, cu frustrări foarte mari, pentru că prezentul nu este un loc în care Samson ar ști să se descurce, în care ar putea să funcționeze. Pentru că s-au schimbat, în primul rând, cum să spun, toate condițiile optime pentru el, în care el se poate evolua. El era un om care încerca să rezolve totul prin violență. Or, societatea de astăzi, din fericire, este una în care nu se mai rezolvă lucrurile prin violență, în care polițiștii nu mai pot fi mituiți atât de ușor, în care, știu eu, există o oarecare justiție și un nivel de speranță. Samson n-ar ști cum să se descurce aici. Așa cum probabil nu ar fi știut să se descurce nici în Germania dacă ar fi ajuns. Deși în Germania probabil că ar fi început el ceva grup infracțional de acolo. Cine știe, ar fi mers poate mai bine. Da, da, deci trebuie să mă gândesc foarte bine și să văd cum l-aș plasa pe Samson în prezent. Oricum ar fi un prezent foarte dificil pentru el. Și cred că ar fi inadecvat și inadaptat și prin inocență. Și prin inocență, evident, da.
Dar nu știu dacă în prezent ar mai avea aceeași inocență. S-ar putea ca inocența aceea să se piardă. Inocența pentru Samson e de fapt, cum să spun, e partea care te face să te apropii de el. E partea care îți place. E partea care, așa cum ziceai tu, te determină să poți empatiza la un anumit nivel cu el. Și intenția de a face bine. Numai că inocența nu este suficientă și nu a fost niciodată suficientă și nici intenția de a face bine. Dar inocența este și, ca să spun așa, până la urmă, lucru care îl trage pe Samson în jos. E lucru care îl pune în pericol. E, până la urmă, zona sa interioară care îl fragilizează, care îl vulnerabilizează, care într-un fel sau altul poate oferi petavă celorlalți. Pentru că lumea în care se învârte Samson este o lume în care inocența nu are ce căuta. Inocența e călcuiul lui Ahile, că tot îl căutam, da? Faptul că dragostea și inocența sunt, de fapt, singurele lucruri bune pe care le are și singurele lucruri care îl pot ucide. Povesteam recent cu Radu Țuculescu și îmi zicea că el se ceartă adesea cu personajele pentru că unele tind să devină principale și luptă pentru asta. La tine mă gândesc că Samson domină scena. Cum ai negociat cu celelalte personaje? Pentru că există și sunt puternice și de partea lui și de partea altora. Și de asemenea, chiar dacă nu e foarte clar și des precizat, și locurile sunt personaje acolo. Da. Gândesc la felul că, faptul că se duce la munte și locuiește. Da, în cazul acesta nu a fost un dialog așa de puternic. De obicei și eu mă cert cu personajele. Chiar le las pe ele să o ia înainte, să-mi arate drumul de cele mai multe ori. Numai că în cazul acesta, aceasta era cumva cartea lui Samson. Nu putea exista un alt personaj principal. E o carte pe care am ținut-o în minte foarte mulți ani. E un personaj care s-a construit încet, lent, la foc mic. Și până la urmă mi-am făcut curaj de a scrie cartea asta și e, cumva totul gravitează în jurul lui Samson. Nu exista o altă opțiune pentru un personaj principal acolo. Lucru care se putea întâmpla în orice altă carte de-a mea. Dar aici Samson e cartea până la urmă. El este motorul, el este dinamo care face lumină în toate spațiile care apar acolo. Totul este până la urmă văzut prin ochii lui Samson, pentru că totul e povestit la persoana întâi. Și atunci era cu atât mai dificil să găsesc un alt personaj principal. Însă, sunt absolut de acord cu Țuculescu și eu cred că personajele au nevoie de un nivel de independență. Nu sunt un prozator care să lucreze după schemă. Am mai făcut asta, numai că încercând să lucrez după schemă, de cele mai multe ori, mă plictiseam în timp ce scriam, pentru că știam exact ce urmează și atunci, în loc să descriu o scenă cum ar trebui, o fușăream în două, trei fraze și mi-am dat seama că nu poate să funcționeze așa, pentru că trebuie să fiu și eu surprins. Și atunci încep o carte de la o idee, de la o imagine, de la un personaj pe care îl construiesc pe parcurs. Da, lucrez cu o fișă a personajului, îmi notez toate lucrurile, lucruri care poate nu apar în carte. Dar sunt importante. Dar sunt foarte importante. Dar sunt lucruri pe care eu le construiesc și le notez pe parcurs, în timp ce scriu. Și în felul acesta îmi dau seama încotro se duce acțiunea, încotro se duc personajele, iau decizii în timp real. Nu am o construcție prealabilă pentru asta și mi se pare că în felul acesta sunt eu, în primul rând, ca scriitor mai satisfăcut, pentru că sunt și eu surprins pe măsură ce scriu. Scriu cu bucurie, nu știu neapărat ce va urma, mă trezesc, nu știu, la 5 dimineața că mi-a venit o idee și știu cum se continuă scena și mă trezesc și scriu și după aia aștept să văd ce se mai întâmplă ca să pot să continui. E un proces care are o parte de bucurie, o satisfacție pe care o ai ca scriitor în timp ce scrii, care cred că altfel s-ar pierde dacă am lucrat după o schemă.
Și e o bucurie și a cititorului, pentru că tu ești și primul tău cititor. Da, ești și primul tău cititor, evident. Și în felul acesta, mi s-a mai întâmplat, am făcut o proză scurtă la un moment dat după schemă și singurul lucru care mă sperie, în afară de manierizare, mai e un lucru care mă sperie, și anume previzibilitatea de care vorbeam. Și pentru că aveam conceptul construit și lucram după o schemă, pur și simplu nu mi-am dat seama că textul respectiv devenea previzibil într-un anumit punct. Pe când așa, scriind live, ca să zic așa, pe viu, îți dai seama imediat dacă ceva este sau nu previzibil, pentru că în fiecare moment ești pus în fața unor decizii, a unor situații și îți dai seama și ele concurează și le analizezi și îți dai seama ce ar fi mai corect, ce ar fi mai puțin previzibil, ce ar fi mai important pentru ca lucrurile să poată continua într-un anume fel. Prin urmare, îți poți controla materia narrativă mult mai ușor. Sunt scriitori care lucrează și invers. În povestea, de exemplu, Mihai Mănuțiu, că el nu poate să scrie până nu știe sfârșitul. Finalul. Și exact cum se întâmplă lucrurile. Dar cred că și acolo există o marjă de libertate în care îți construiești evident, povestea. Evident. Fiecare scriitor își găsește până la urmă, cum să zic, și instrumentele cu care lucrează și modalitatea în care lucrează. Fiecare proces este unic pentru fiecare scriitor. Pentru că da, uite, de exemplu, dacă particip la un curs de scriere creatoare, poți să înveți foarte multe tehnici, poți să înveți foarte multe feluri de a scrie o proză scurtă, o novelă, un roman. Însă, aceste instrumente trebuie personalizate. Toate aceste lucruri trebuie, într-un fel sau altul, adaptate la temperament, personalitate, la felul în care gândești lucrurile, astfel încât să-ți găsești nu doar propriul stil, ci să-ți găsești propria manieră, da? Propria modalitate de a construi un text. Nu cred că există niște puncte comune, e adevărat, însă nu cred că există doi autori care să scrie la fel, în aceleași condiții. Unora le place să scrie în liniște totală, alții în timp ce ascultă muzică, tu unii scriu dimineața, alții scriu noaptea. Tu cum scrii? Eu scriu în, cum să spun, în aproape orice condiții. Scriu, când scriu roman sau proză în general, scriu zilnic, dar nu pentru că îmi propun asta, ci pentru că fluxul cumva îmi cere asta. Și de asta am scriu cărțile de curs bine delimitat de o lună, o lună jumate, două luni. Scriind zilnic pentru că trăiesc în cartea respectivă. Sunt cumva obsedat de ea și dacă aș face o pauză, atunci cred că s-ar întrerupe și ritmul pe de-o parte și e ca și când ieși dintr-un film să te duci până la piață, îți pierzi substanța. Și atunci mă ferez de asta. În schimb, poezie scriu când cum. Nu am un program pentru asta. Și am găsit ritmul acesta, și cartea asta, și dispariția, și în general cărțile mele de proză sunt mai scurte, sunt mai concentrate, sunt la un nivel de novelă mai extinsă, să zicem, sau microroman, și prefer lungimea aceasta, pentru că este lungimea în care știu că pot să păstrez tensiunea. Ori, tensiunea într-o carte pentru mine este deosebit de importantă și deși aș putea să scriu și romane mai ample, mai largi, prefer un roman mai dens, cu o tensiune care se menține pe tot parcursul, decât să lucrez pe mai multe planuri narrative și pentru a da o carte mai groasă, știu eu, să risc să ies din fluxul acesta, din vocea aceasta, care mi se pare foarte importantă și ea trebuie menținută. Prin urmare, tipul acesta de lungime pentru mine este ideal în scris. Chiar dacă altora li se pare că sunt niște cărți mici. În plus, e o atenție sporită și când vine vorba de cititor, care e mai nerăbdător și vrea lucrurile repede. Da. Da, e o carte pe care o poți citi în metro, de exemplu, sau e o carte care se citește în 3 ore. Și de asta nu cred că
e o carte care să, cum să zic, pună probleme la nivel de lectură. Pentru că și limbajul este ales astfel încât e vocea unui personaj care nu are foarte multă educație, deși este un cititor avid de literatură, pentru că i-a rămas tradiția aceasta de la mama sa. În urmare, are un limbaj oarecare, dar este un limbaj comun. Și e foarte important să, în momentul în care creezi un personaj, primul lucru pe care trebuie să îl găsești este limbajul. Cum vorbește personajul respectiv. Și cred că autorul, la fel ca un actor, da, care trebuie să intre în rol, trebuie să intri în personajul tău și să-l simți la nivel senzorial, nu doar intelectual. Să intri în pielea lui, să intri în pielea personajului. Și cât am scris, ca să nu se aleagă praful de toate, vreo câteva săptămâni eram ca Samson, mă comportam ca Samson prin casă. N-ai omorât pe nimeni, sper. Eram una cu personajul. N-am omorât pe nimeni, dar prietena mea n-a fost foarte fericită zilele. Foarte fain. Apropo, mă gândeam când am pomenit de Mănuțiu că și el cunoaște foarte bine oamenii din Maramureș și țapinarii, mai exact, care o poveste în care include. Pentru tine Maramureșul și oamenii de acolo, cât de importanți au fost ca material de literatură? Cred că e filonul cel mai important și n-am cum să mă despart de filonul ăla, nici nu vreau să mă despart de filonul ăla, pentru că este zona pe care o cunosc la un nivel mai profund decât pe celelalte. E vorba de mentalitate, e vorba de limbaj, e vorba de felul de a vedea lucrurile. E vorba de un anumit tip de emoție, e vorba de un felul în care se creează interrelațiile umane. Sunt lucrurile pe care le-am asimilat primele încă din copilărie și care într-o oarecare măsură m-au și format. Dar chiar dacă eu am evoluat și am reușit să trec și să învăț și alte feluri de a fi și cumva să îmi aleg felul în care mă comport, manifest, în funcție de contextul în care mă aflu. Zona aceasta de Maramureș este până la urmă, cred că, zona în care mă simt cel mai bine, mă simt cel mai în regulă, în care pot să îmi dau seama în profunzime cum gândește cineva, ce intenții are, care sunt așteptările. Prin urmare, neexprimate adesea. Neexprimate adesea, da. Sunt lucruri pe care le simți. Ori pentru a avea personaje puternice, lucrurile acestea cumva trebuie intuite și trebuie transpuse în text. Prin urmare, modelele pentru multe dintre personajele mele vin din zona aceea. Și în Dispariția, și în Arșița, și în altele. M-am dus către zona aceea și către anumite tipologii umane. Mai este rivalitatea de moarte între Borșa și Vișeu? Nu se va termina niciodată. Tu și predai. Când vine vorba de literatură, cât se poate transmite și ce se poate transmite? Spunea cineva când venea vorba de teatru că se poate transmite pasiunea și după aceea mai trebuie să citești 100 de cărți. Dar dacă îți place, asta o faci cu plăcere deja. Da, cred că pasiunea pentru lectură poate fi transmisă. Și cred că ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l înveți într-o facultate de litere. Cum să fii un cititor profesionist? Și am avut foarte multe generații de studenți care nu știau să citească literatură și cumva încet, încet am învățat împreună și acum unii au terminat facultatea de 10 ani, au devenit cititori împătimiți și în continuare scriu, avem legături, îi văd pe la lansări de carte. Unii în continuare mă întreabă să le dau recomandări pentru lectură. Prin urmare, se poate crea o relație umană foarte frumoasă, pornind de la ideea aceasta de literatură, dialog despre literatură. Pentru că literatura în sine nu este, cum să spun,
nu e doar o artă, e printre arte, dar e totodată și mai mult, pentru că e arta care acționează direct cele mai intime pârghii ale creierului și care îți permite să devii creator în timp ce ești doar un cititor. Pentru că tu trebuie să recompui o realitate, o lume citind. Prin urmare, îți activează niște zone cerebrale pe care nu ai nicio șansă să le activezi altfel. Te învață să gândești într-un fel. Și în plus, există foarte multe recompense cerebrale atunci când citești ceva care îți place, care te fascinează. Și rolul literaturii la nivel primar, până la urmă, asta e funcția ei de bază. Asta este, în primul rând, să transmită emoție. Dacă reușește să transmită emoție, e foarte bună. Dar există și un alt rol acolo, pe care e adevărat că el nu e, e opțional, să zicem așa. Însă, cărțile bune de obicei îl au, și anume rolul de a dezvolta gândirea critică. De a-ți pune întrebări despre tine, despre lume, despre realitatea înconjurătoare, de a intriga, nu știu, de a te face să chestionezi altfel niște lucruri pe care le credeai într-un anume fel. Rolul acesta este deosebit de important pentru că ne ajută să evoluăm, ne ajută să ne chestionăm pe noi și realitatea în care trăim, să descoperim alte perspective, să avem, știu eu, o altă raportare la alteritate. Da, nu mai știu cine zicea, era o glumă că literatura e modul în care oamenii își instalează hard nou, își fac upgrade. Da, cred că literatura, atâta vreme cât ne face să ne uităm altfel la noi și la societate, are un rol foarte util. Și poate să fie chiar o reacție, știu eu, negativă față de o carte. Da, o carte care te enervează, o carte care, nu știu, îți vine să o arunci, să o dai de pereți. Funcția iarăși a fost îndeplinită pentru că te-a făcut să reacționezi într-un fel. Și nu ai reacționat la cartea respectivă ca obiect. Ai reacționat la niște idei, ai reacționat la un fel de a vedea lumea, care, într-un fel sau altul, ți-au predat o lecție. Tu, ca scriitor, ai dificultăți în a-ți păstra privirea inocentă când citești. Îți vine să te uiți la construcție, la îmbinături? Eu mă uit la poveste prima dată. Mereu când citesc o carte, primul lucru la care mă uit este povestea. Și pe urmă, dacă este o carte pe care vreau să o iau la purecat, la a doua lectură mă uit la construcție, mă uit la personaje, mă uit la toate lucrurile astea. Dar nu, de obicei îmi temperez această privire profesională și încerc să mă las prins de poveste. Când vine vorba de Maramureș, că tot revenim acolo, chiar dacă mai rar, cum vezi evoluția lucrurilor? Te întreb asta gândindu-mă la faptul, de exemplu, că fratele meu are un lac și niște corturi acolo și în ultima vreme era tot mai dificil să închirieze corturile pentru că el apărea pe niște site-uri de închiriere ca fiind în zonă de război. Război e foarte aproape de Maramureș în momentele astea. Da, nu știu cum evoluează lucrurile și ce s-ar putea întâmpla. Cert este că și Maramureșul s-a schimbat în ultimii 20 de ani. Și totodată s-a schimbat păstrându-și zona aceea de specific într-un fel. Și nu vorbesc de clădiri și port popular și lucrurile astea, care e normal să dispară la un moment dat încet, încet. Dar vorbesc de felul de a fi al oamenilor. Lucrurile acestea nu s-au schimbat. În schimb, e o zonă care cred că a evoluat din punct de vedere economic. S-a dezvoltat foarte bine și eu sper să își găsească, în primul rând, cum să zic, mijloacele pentru a deveni ceea ce ar trebui să fie, și anume o zonă turistică, în primul rând, în care nu trebuie să existe nici industrie grea, nici altceva. Maramureșul ar putea să se susțină doar prin turism, dacă ar exista un concept bine făcut, bine gândit,
Există inițiative particulare, dar nu lucrează împreună. Nu lucrează împreună și nu îi ajută nici statul, ca să zic asta. Prin urmare, e tot un fel de haiducie și acum fiecare pe cont propriu. Însă cred că un efort coordonat ar duce zona la un alt nivel. Spune-mi, te rog, un scriitor se spune că trăiește enorm și simte monstruos. Tu cum simți lumea de azi și cât de optimist ești când vine vorba de viitor? Pentru că îmi spunea un psiholog, Mircea Miclea, că fiecare generație își rezolvă într-un fel sau altul problemele pe care le are. Dar noi ne jucăm destul de periculos în vremea asta. Da, ne jucăm foarte periculos. Fiecare dintre noi are nevoia aia pe care creierul cumva i-o cere, nevoia de echilibru. Și uneori, pentru a genera acest echilibru, creierul ne minte. Ne face să avem inclusiv, gânduri false, să credem niște aberații, să acționăm în anumite feluri, pentru că altfel ar fi dezastruos și tot sistemul nostru s-ar putea dezechilibra. Prin urmare, eu cred că, deși îmi place să văd toate punctele negative din jur, și sunt un fatalist într-o oarecare măsură, nu mă las guvernat de acest fatalism și am încredere că lucrurile se pot regla într-un anumit fel. Ele se pot întotdeauna negocia. Bine, acum depinde și cu cine negociez, că dacă negociez cu domnul de la Răsărit, parcă nu. Nu prea ai cum. Nu prea ai ce negocia acolo. Dar faptul că, așa cum ziceam mai devreme, există semne că lucrurile s-au schimbat în bine, e adevărat că în câteva decenii, cred că acest curs, dacă poate fi menținut, el e un curs pozitiv și care are de ce, la nivel rațional, să ne dea încredere într-un viitor mai bun. Numai că un lucru pe care îl spun și studenților mei mereu. Da, e adevărat că noi trăim acum într-o societate în care lucrurile sunt mai bine decât au fost în alte perioade. Ba chiar, cred că, din punct de vedere cultural, cu toate relele care se întâmplă, cred că noi nu am avut o cultură mai diversă, mai vie, mai vizibilă, poate doar în interbelic. Dar de atunci încoace, trecând prin proletcultism, comunism, tranziție și așa mai departe, nu ne-a fost niciodată mai bine. Însă, acest mai bine este ceva care trebuie consolidat, susținut, la care trebuie să se lucreze, pentru că tot acest bine, și asta nu e vorba doar de zona, aici nu e vorba doar de zona culturală, ci e vorba de orice vorbim despre ziua de astăzi, tot acest mai bine poate să dispară peste noapte. Mai binele există în măsura în care există oameni care muncesc pentru a-l întreține, pentru a-l continua. Nu putem să ne relaxăm și să zicem, a, este bine, putem să stăm liniștiți. Nu. Este bine pentru că sunt oameni care fac lucruri, care au inițiative, care încearcă să pună societatea pe, pe un parcurs înspre un viitor mai bun. Însă dacă aceste eforturi se vor opri sau dacă deciziile pe care le luăm într-un anumit moment vor fi groaznic de proaste, ne putem trezi oricând într-un gulag din nou. Rapid. Rapid. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și îmi place că încheiem pe un ton cât de cât optimist, deși spun specialiștii că pesimiștii și chiar cei depresivi au dreptate. Noi trăim cu un vâl de iluzii în lumea asta. Și eu mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă invit cu drag să citiți ca să nu se aleagă praful de toate. Uite ce bine se leagă. Dar și celelalte cărți ale lui Cosmin Perța. Aceasta a fost emisiunea. Toate cele bune!